Bună dimineața tuturor! Bine ne regăsim la o conferință de presă la Primăria Municipiului Roman după o perioadă mai lungă în care nu am mai făcut conferințe de presă tocmai pentru că am avut foarte multe activități. Am să încerc să trec în revistă principalele activități desfășurate în ultima perioadă pentru că, dincolo de activitatea principală legată de zilele Municipiului Roman, în municipiu s-au desfășurat și multe activități în paralel. Am să încerc să fiu cât mai succint, dar vreau totuși să punctez pentru ca să se vadă până la urmă volumul de muncă. Despre asta este vorba și mi se pare corect și în urma dezbaterilor și discuțiilor pe care le am cu cetățenii din municipiu că ei așteaptă permanent acest raport al nostru de activitate periodic cu activitățile pe care le facem și ceea ce ne propunem. Vreau să vă spun că în această perioadă, care a fost foarte densă în evenimente și în activități de 3 săptămâni, Poliția Locală a executat 211 de misiuni de patrulare pedestră și auto, din care 15 cu misiuni cu agenți de la Poliția Roman. În această perioadă, în cadrul activităților de prevenire a comiterii de fapte contravenționale, au fost luate următoarele măsuri legale. 49 de avertismente verbale, 44 de avertismente scrise, 54 de contravenții aplicate cu o valoare totală de 16.950 de lei. De asemenea, tot în această perioadă s-au înregistrat 165 de sesizări și de plângeri care au fost și soluționate. Dincolo de activitățile majore din municipiu, Poliția Locală a asigurat și paza obiectivelor a unităților școlare, a zonelor solicitate din municipiul Roman de către cetățeni, precum și fluidizarea traficului auto și pietonal. De asemenea, au fost luate măsuri de ordine și liniște publică în zonele, așa cum vă spuneam, considerate cu risc criminogen mai ridicat, și patrulare periodică în toate aceste zone. Vreau să vă spun că în urma unui control efectuat la Roman împreună cu comisarii gărzii de mediu, Serviciul Comisariatului Județean Neamț, la zona specială amenajată pentru activitatea de picnic din cadrul Complexului Sportiv și Agreme Moldova, pentru respectarea legii 54/2012, legea picnicului, la data efectuării controlului s-a constatat că zona este întreținută corespunzător și satisface condițiile de reglementate prin lege. De asemenea, compartimentul cu atribuții pe linie de evidență a persoanelor au amânat mai multe comunicări către unitățile școlare de pe raza municipiului Roman cu privire la informarea elevilor despre obligația de a solicita eliberarea primului act de identitate la termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani. De altfel, în această perioadă, Direcția Locală de Evidență a Populației a produs un număr de 978 de cărți de identitate, eliberând 928. Cereri de pașaport au fost 112, din care la Roman doar 50. Total acte întocmite 163, din care acte de naștere 78, de căsătorie 32 și de deces 53. Total certificate eliberate de Biroul de Stare Civilă, 304. Din acestea, 200 de naștere, 42 de căsătorie, 62 de deces. De asemenea, tot în această perioadă, la lucrări deja programate, dar și lucrări pe care noi le-am solicitat către APA Servului, s-au desfășurat următoarele activități. Pe canale, curățat cămine în Decebal blocul 2, în Mihai Viteazu blocurile 13A, 13B, în Alexandru cel Bun blocul 6, scările C, D, E și F. Vidanjare și spălare în Vasile Alexandrii numărul 14, Mihai Viteazu blocurile 13A, 13B, stațiile de pompare ape uzate numărul 13 din Sucedava blocul 2 plus căminul colector și stația de pompare ape uzate din numărul 1 din Dumitru Mărtinaș. De asemenea, în Cornului, spălare rețea și Griviței stradal, în zona intersecției cu Dimitrie Cantemir. Cu autocurățitoarea s-a intervenit în Vasile Alexandrii numărul 14, Mihai Viteazu 13A, 13B, Oitus, blocurile 2,
numărul 6 și blocul 8, Tudor Vladimirescu, blocul 13, Mihai Eminescu, blocurile 6B și 8, Stradal și Naval, Alexandru cel Bun, blocul 6, scările D, E, F, Miron Costin, blocul 2, în Alea Vasile Lupu, blocul 14, în Bulevardul Nebălcescu 2, în Cea Rosete 22, în strada 9, zona numărului 11, plus tronsonul Naval spre Islazului, în Maramure 75, în Ștefan cel Mare, blocul 3 și blocul 7, în Alexandru cel Bun, blocul 6, în Alea Liliacului, blocul 9-11, în Cerbului numărul 2, în fundătura Clizantemelor, blocul 3, în Bradului, blocul 3, în Decebal, blocul 2, în Alea Revoluției, blocul 15B, în fundătura Crișan, în Ecaterina Teodoroi, intersecție cu Bulevardul Republicii, în Bulevardul Republicii, blocul 66, blocul 68, în Toma Stelian, 86, zona intersecției cu Tudor Vladimirescu, în Alea lui Liacului, blocul 9, în Uituz, blocul 2-8, Stradal, Sucedava, blocul 7, în Gloriei, Stradal, zona SC Sabus. Alte activități, verificări, funcționare, stații pompare ape uzate, numărul 12, în Petru Rares și intersecții cu Avram Iancu, unde desfășurăm și o lucrare acolo. Verificări, canal în Avram Iancu, intersecții cu Petru Rares și Gheorghe Doja, numărul 25, intersecții cu Martir Cloșca. Decopertare, capace în Vasile Alexandrii, numărul 14, Stradar. Reparații la cămine de racord în Avram Iancu, reparații clapere, ține și verificare, pompă de rezervă la SPAU din Sucedava, construire cămin în DN4, diametru 400 în Ecaterina Teodoroi, intersecție cu Bulevardul Republicii, zona PECO, detectare cămin colector și demarare lucrări de aducere în cotă în Alea Revoluției, zona blocurilor 17-19. Pe apă. S-au eliminat pierdere de dețea în distribuție în Fănel Ciupitul numărul 3, în Ecaterina Teodoroi, zona PECO, în Ștefan cel Mare, zona Rompetrol, în Eremia Grigorescu numărul 5, în Perișorul lui numărul 10. Pierdere branșament în Bogdan Dragoș, intersecții cu Ocniței, Petrodava 26, Griviței numărul 92, Ecaterina Teodoroi 37. Înlocuiți robinet de concesie, în strada Muncii numărul 30, în Brutarilor și Muncii în Săbăoani sunt aceste două străzi, în Albinelor numărul 12 în Roman. Înlocuit capac cămin apometru, în Mihai Eminescu blocul 8A, în Primăveri intersecții cu Maramure și în Tudor Vladimirescu blocul 8, în Gheorghe Doja intersecții cu Martir Cloșca, în Ștefan cel Mare zona Rompetrol. De asemenea, s-a înlocuit capac de cămin apometru în Tudor Vladimirescu și refacere teren în Ștefan cel Mare zona Rompetrol. Deci multe lucrări care s-au desfășurat în această perioadă. Vreau să vă informez cu privire la lucrările pe care le-a desfășurat Direcția de Servicii Edilitare care ține de Primăria Municipiului Roman. În această perioadă, finalizat lucrările de reparații și placare cu grese și faianța grupurilor sanitare de la grădinița 5 din Ecaterina Teodoroiu, am să vă arăt și poze de la majoritatea lucrărilor. Confecționat și vopsit elemente pentru locurile de joacă, montaj tacheți, elemente de mobilier stradal în locurile de joacă în următoarele locații: Smirodava, Vlad Țepeș, fundătura Crizantemelor, Bogdan Dragoș, Panainte Donici, fostul parcul Rolea, Antompan, Alea Revoluției, fundătura Păcii. A continuat asfaltarea trotuarilor în Bogdan Dragoș, asfaltat zona rămasă în urma intervenției societății Aparservă, N85, strada Bogdan Dragoș, asfaltat parcare în strada Sucedava, asfaltat alei în Alea Revoluției, blocul 4. De asemenea, intervenții la instalația de apă a grupului sanitar din primărie, înlocuit instalația de apă și elementelor ce compun grupurilor sanitare de la unele grădinițe din municipiu. S-a îndepărtat stratul vechi al fundului fântânii și turnat șapă din ciment la fântâna arteziană de Bulevardul Roman Mușat vis-a-vis de Spitalul Vechi și s-a văruit și modernizat această fântână, continua cu montarea ștacheților și separarea pergolelor în strada Smirodava. De asemenea, s-a montat un loc nou de joacă în strada Energiei, s-au confecționat tutori pentru pomii noi plantați, s-au asfaltat de asemenea în zone rămase în urma Romgaz și Apa Serf, Sucedava, Griviței, Bogdan Dragoș și Lupeni. De asemenea, s-a început reabilitarea sălii de spălătorie la grădinița numărul 1 din strada Ion Creangă, s-au reparat treptele scării de acces la starea civilă, s-au confecționat și vopsit jardiniere pentru petonal, s-a montat încă un loc de joacă în Alea Revoluției, s-au confecționat stâlpi necesari gardului bibliotecii și acesta este aproape finalizat, s-au aplicat plombe stil covorașe cu mistură asfaltică pe strada Aviatorilor, s-a readus la starea inițială o porțiune de borduri Roma Mușat și Unirii,
S-a modificat instalația de alimentare cu apă, așa cum vă spuneam, în zonă pentru branșament la grădinița din Ion Creangă. Formația de întreținere serie și spații verzi, s-au plantat alveolele de la sediu, din fața sediului Poliției Locale, la Colegiul Tehnic pentru Poni, Petonal Ștefan cel Mare, de asemenea la fântâna arteziană de la Spitalul Vechi, în sensul giratoriu favorit, la bibliotecă, la complexul Moldova. S-au prășit insulele de verdeață care necesitau acest lucru în favorit, Banc Post, Profi, Școala Alexandru Ioan Cuza, pompieri, sensul de la sensul giratoriu florilor, s-a cosit în giratoriu favorit, pietonal, Parc Muzeul de Artă, Primărie, Dumitru Mărtinaș, Energiei, Casa de Cultură, Banc Post, Biserica Armenească, Bulevardul Republicii, Ștefan cel Mare, Sucedava 1 și 2, Roman Mușat, Strand, Anele Vasile Lupu, parțial. De asemenea, formația administrării Parc Municipal a deschis activitatea de agrement cu ambarcațiuni pe lac și a trecut la cosirea a doua oară a parcului, a adunat și transportat iarba din zonă și toate celelalte de întreținere a parcului, așa cum am spus, permanent trebuie să arate frumos. A trecut și la o activitate de reparare, îndreptare și montare coșuri de gunoi, dar și erbicidat acolo unde a apărut verdeață printre pavele. Formația de confecții metalice a continuat reparare, înlocuire, elemente, spații, joacă, copii, confecționa stâlpi metalici pentru gard, parc, platformă, finaliza confecție gărduț metalic la bibliotecă, pregătire traseu pentru pozare fibră optică la strand, tragem și acolo propria noastră fibră optică, recondiționat gard metalic de la Colegiul Național Roman Vodă, Corpul B, confecționat indicatoare rutiere, montat bănci în asociațiile 14, 19 și 11, precum și 10 Tudor Vladimirescu, coșuri de asemenea în strada Libertății, continuăm această activitate. Au demontat ornamentele pascale, au pregătit tablourile electrice pentru alimentarea pentru zilele orașului. Intervenții la iluminatul public 16. Schimbat traseu coloană iluminat pentru Metex în zona Anton Pan. Deci foarte multe lucrări care s-au desfășurat în această perioadă. De asemenea și serviciul administrare parcări și semnalizare rutieră. A executat marcaj longitudinal pe Alexandru cel Bun, tronson Bulevardul Roman Mușan, Mușat, Melchisedec și pe Traian. Executa marcaj longitudinal central pe Plopilor și marcaj în cimitirul Eternitatea. A executat premarcaj de limitare carosabil pe Cucutei Plopilor de J207 și Roman Est. Executat trecere peton pe strada Primăverii Colț cu Bulevardul Republicii. Executat marcaj longitudinal pe 85 cu Metal Bac. Executat marcaj longitudinal și treceri de petoni, precum și montat oglindă. Vă aduceți aminte că acolo a mai fost un nou accident, intersecția Griviței cu Dimitrie Cantemir, deși era bine semnalizată. Am făcut un abuz, dacă vreți, de semnalizare. Am pus și indicatoare cu viteză redusă la 30 de km pe oră. Am montat și oglindă rutieră care să permită vizualizarea străzii din acea intersecție. Dar, sigur, trebuie să se înțeleagă că trebuie respectate indicatoarele și atunci lucrurile vor merge mult mai bine. S-au montat indicator curbă la dreapta pe Roman Est intersecție cu DJ, două indicatoare rutiere pe strada Sucedava în zona Hala Centrală, montat indicator orientare pe strada Plopilor, de asemenea interzis avirarea la dreapta și indicator acces interzis la parcarea etajată, indicatoare orientare în sensul giratoriu din strada Primăverii, activat toate indicatoarele de orientare odată cu inaugurarea arteriei Roma Est, montat indicatoare trecere peton pe strada Ștefan cel Mare la Biserica Catolică la solicitarea celor de acolo. Așa cum vă spuneam, s-au montat două indicatoare presemnalizare trecere peton și patru indicatoare limitare de viteză 30 km pe oră pe strada Griviței. S-a montat indicatoare oprire pe Roman Vodă, pe Tudor Vladimirescu.
S-au remontat indicatoare orientare pe DG207A, colț Romanies și indicator stație bus pe Cuza Votă, montat indicatoare parcare pe strada Panainte Donici, blocul 8, alectat arbor pe Bulevardul Republicii, zona sensului giratoriu florilor pentru a putea fi vizualizate indicatoarele rutiere. De asemenea, la parcările de reședință s-au primit solicitări, 7 solicitări s-au întocmit procese verbale pentru licitațiile din 11 și 19 mai. De asemenea, s-au efectuat operații de întreținere parcometre, setare aparate, schimbat hârtie imprimată și verificat tensiune de alimentare, legătură rețea sau panou solar, verificat autoturisme în parcări și înștiințări de plată prin fluturaj de informare atunci când este cazul, precum și operațiuni de mentenanță, atât curente cât și intervenții la solicitarea cetățenilor prin telefonul de intervenție afișat pe parcometre la parcările publice cu plată. Acestea au fost activități care s-au desfășurat în ultima perioadă. De asemenea, în această perioadă am primit sesizări, am stat de vorbă, ne-am întâlnit în teren cu oamenii. Iată, la o sesizare pe care am primit-o din partea unui cetățean cu privire la zona gangului de la Unirea, a fost igienizat, a fost spălat, a fost curățat și de asemenea, nu numai el, ci și în fața fostului cinema Unirea, care se află în conservare și așteaptă fonduri europene pentru a fi reabilitat, dar și părculețul din zonă. Da? Au fost sesizate aici, chiar au multe vase pentru animale de companie, că era iarbă crescută. Am intrat, am reparat, am igienizat, am curățat la sesizarea pe care am primit-o, da, lucrurile arată foarte bine acum. Da, uitați aici în fața cinemaului, curățat, spălat, aranjat, igienizată zona ca lucrurile să fie sub control. De asemenea, în zona Aleea Revoluției, aici așa era după ce am asfaltat și cu spațiu verde, am dorit ca și acolo să se simtă, dacă vreți, frumusețea din oraș, așa arăta. Zona parcare, frumos, marcaje, dar cu privire la spațiul verde de aici, am introdus aici desțelenire, am intrat și aici cu spargerea unei plăci de beton găsite de desubt, pentru că am dorit să facem frumos și aici, iată lucrările de care se desfășurau aici. Pe parcursul desfășurării lucrărilor și acum arată într-un fel, zic eu, cu flori și în această zonă, cu amenajări frumoase. Tot la solicitarea, mers acolo în zonă și m-au rugat, haideți să avem și aici cu flori frumos, hai să facem atunci dacă se dorește și oamenii vor să întrețină. La fel și părculețul de joacă de la blocul 3 din Aleea Revoluției, a fost și aici modernizat, montate noi piese, un balansoar rupt, o roată de învârtit stricată, au fost înlocuite cu obiecte noi, se și văd că sunt noi, se și văd că au fost montate, se și văd că au fost amplasate, copiii se pot bucura. Da, uitați-l, nou loc de joacă din zona cartierului Danubiana, din Energie, care a fost în această perioadă și el montat. Da, un nou loc de joacă, uitați-l, arată, zic eu, frumos. Și bănci, și coșuri de gunoi, altfel. Da? Aici zona de Miron Costin, blocul 5, așa arăta zona înainte, deși era destul de curat. Oamenii au dorit aici să amenajăm frumos zona, așa e pe parcursul desfășurării lucrărilor. Da? Pe parcursul desfășurării lucrărilor acolo în zonă. Și lucrările acum sunt finalizate. De asemenea, în esplanada Precista Mare, așa cum am promis atunci când am venit din Geneva, din Elveția și am văzut, am dorit să avem și noi la Roman cireși japonezi. Am văzut acolo și foarte frumos dădeau. Ei sunt și plantați acum, după cum îi puteți vedea.
da? Și continuă cu pietonalul, deși este și început ca lucrurile să, da? Deja lucrurile să fie mai multă verdeață, să fie mai mulți copaci plantați, să fie locuri frumoase pentru romașcani. Din coace continuarea trotuarelor pe bulevardul pe Bogdan Dragoș, lucrări în desfășurare, săptămâna asta se finalizează toată partea dreaptă. Da, acestea sunt lucrările monitorizate, am fost în zona acolo. Acestea sunt de la grădinița cu program prelungit numărul 5. Am finalizat și aici lucrările toate. Mai mult decât atât, tot noi am făcut și curățenie pe parcursul desfășurării activităților. Și dotat și cu obiecte din plastic pentru copii, astfel încât să poată avea facilitățile pentru preșcolar de care este nevoie. Mergând mai departe, aș vrea să vă informez că după ce municipiul Roman a câștigat locul întâi pe țară în cadrul orașe verzi, regiuni verzi, pentru cele 5 orașe, municipii selectate, vreau să vă prezint și adresa venită de la Terra Millennium 3, în care, după ce Consiliul Local Roman a adoptat în cadrul ședinței desfășurate vineri 13 mai planul de acțiuni pentru energie durabilă realizat în colaborare cu experții Fundației Terra Millennium 3 în cadrul proiectului Orașe Verzi, Regiuni Verzi, implementat de Fundație, în parteneriat cu organizația neguvernamentală IER20 Regiuni pentru Acțiuni Climatice din Elveția, Guvernul Elveției, Asociația Municipiilor din România, proiect cofinanțat prin grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă. Planul de acțiune pentru energie durabilă este fiind primul pas pe care un oraș semnatar al Convenției Primarilor și oraș nominalizat în cele 5 câștigătoare trebuie să-l facă pentru a-și îndeplini angajamentele asumate prin aceasta. PAED-ul conținând o analiză substanțială a situației energetice la nivel local, evidențiind emisiile de CO2 la nivel local și propunând acțiuni clare de diminuare a emisiilor în strictă concordanță cu politicile naționale și internaționale. Municipiul Roman, semnatar al Convenției Primarilor din anul 2014, iar prin PAED-ul a adoptat, stabilind deja acțiuni și măsuri ce vor fi întreprinse la nivel local. Municipiul Roman este primul dintre cele 5 orașe selectate în cadrul programului Orașe Verzi, Regiuni Verzi, care finalizează și adoptă planul de acțiune pentru energie durabilă, celelalte 4 orașe selectate fiind în urma activității municipiului Roman, desfășurând în continuare un proces minuțios, beneficiind de asistența experților Terra Millennium 3 pentru realizarea PAED-ului. Așa încât aceasta este adresa pe care am primit-o, cu felicitări pentru faptul că încă o dată în cele 5, și puteți uitați, ultimul aici, rând, spune clar că Romanul este din nou primul din țară între cele 5 care a finalizat PAED-ul. Este o chestie de seriozitate, de respectare a proiectelor, pentru că na, tot mai mulți comentează despre proiecte, despre investiții, despre lucrări, vrând să pară deștepți, da? Una e să vrei și alta e să și poți. Și revenind la alte lucruri pe care aș vrea să le clarific, așa mi se pare corect, trebuie să recunosc că am fost foarte ocupat în această perioadă cu proiectele pe care trebuie să le depunem. Am fost foarte ocupat cu zilele municipiului Roman, am neglijat campania electorală, mai mult colegii mei s-au ocupat, dar de azi mă întorc. Deci de astăzi va rula filmul Greu de ucis 3, în care voi explica în această săptămână romașcanilor și celorlalți contracandidați care v-am zis vor să pară că știu, dar nu știu, și le voi demonta cu documente și cu acte ca să vadă exact despre ce este vorba. Iar săptămâna cealaltă voi prezenta proiectele. Oamenii mă cunosc, cred că este suficient ca eu să pot prezenta ceea ce unii dintre ei contestă. Și habar n-au, dovedind că habar n-au. Știți, câteodată în viață trebuie să nu ratezi șansa să taci. Și atunci, dacă ai tăcut, poți să pari că ai ști ceva. Dar în momentul când ai deschis gura și ai spus o prostie, e clar că nu știi. Un exemplu a fost cum s-a spus, dar voi ieși și voi lămuri eu lucrurile cu hidrocentrala, că la fel cu groapa de gunoi a fost pe mediu. Nu repet încă o dată. Hidrocentrala
a fost pe Ministerul Economiei, post CCE, creșterea competitivității economice în România, a câștigat din cele 30 de proiecte din România de pe locul 4 și a fost considerat de către Ministerul Economiei cel mai bun și de succes proiect implementat din toate pe energie verde. Iar în cadrul hidrocentralilor, de departe, cel mai corect și mai bine implementat proiect. De altfel, pentru acest proiect s-a luat și premiul pe țară pentru cel mai bine implementat proiect de energie durabilă. Așa că unii vor să întoarcă Moldova să curgă. Invers, îi doar o voință. Aici nu e Iordanul, aici e Moldova. Și nu vorbim nici de sărbătoarea Bobotezii când se întorc apele Iordanului, ci vorbim de zile cu zi la Roman aici, unde lucrurile merg într-un firesc al lor și în care vrem să punem adevărul în matricea lui firească. Dar astăzi vreau să, pentru că nu vreau să intru în conferință de presă pe idei de campanie electorală, doar am anunțat că mă întorc și voi așeza lucrurile în matricea lor la fiecare. Și le voi spune la fiecare ce nu știu ca să știe și să-i așez la locul lui pe fiecare ca să vadă fiecare cam unde se situează în percepția publică și în cunoașterea problemelor municipiului Roman. Și o problemă o lămuresc acum pentru că ține de primărie și de administrație. S-au discutat despre zilele municipiului Roman. Vreau să vă spun că încă o dată, la mulți ani tuturor romașcanelor cu ocazia zilelor municipiului Roman, s-au încheiat, au fost peste 30 de activități, evenimente, conferințe, simpozioane, dezbateri, gale și activități sportive, culturale și artistice. Peste 39.000 de persoane au participat la aceste zile ale orașului conform statisticilor celor care au asigurat ordinea, disciplina în municipiu. Așadar, acolo unde nu-i frumos și nu-ți place, eu știu că lumea nu vine. Deci aproape 40.000 de oameni au fost prezenți la aceste activități. Îmi cer scuze în același timp de la toți cei cărora le-am produs prin aceste activități un disconfort. Disconfortul apare întotdeauna când organizezi ceva. Și când îți faci ziua ta propria acasă, îți dai un pic peste cap cursul vieții firești. Adică în bucătărie apar mai multe vase murdare, coșul de gunoi este mai plin ca altă dată, în sufragerie lucrurile nu mai stau toate la fel, că ai întins masa și ai pus scaunul și ai mai adus și de la vecini, îmi mai cad firimituri pe jos și se mai face și mizerie, dar vrei să sărbătorești ziua. Municipiul Roman este un oraș care are zilele fixate prin statut. Și pentru că am auzit că au fost comentarii că am adus zilele în campanie electorală, ceea ce este fals, vreau să spun unora dintre candidați, unii dintre ei au fost și consilieri în acel moment, dar ceea ce înseamnă o preocupare slabă, o indolență, o neglijență vis-a-vis de la ceea ce votezi, la ceea ce ar trebui să știi, măcar că ai fost consilier, dacă ești candidat acum. Și vă prezintă, domnul primar a municipiului Roman, vă prezintă hotărârea Consiliului Local 134, da, din 2009. La articolul 1 se aprobă statutul municipiului Roman. Da? Scrie negru pe alb și marcat cu galben-verzui. Da? Scrie foarte clar, se aprobă statutul municipiului Roman conform anexei, parte integrantă a acestei hotărâri. Da? Hotărârea 134 din 30 iunie 2009. Deci de acum 7 ani, că ne aflăm la a 7-a ediție. Și în fiecare an edițiile s-au ținut în Piața Roman, Vodă, Mușat. Și în fiecare an, în aceeași perioadă. Păi de ce în perioada asta? Că așa e stabilit prin statut, prin hotărâre de Consiliu Aleșilor Locali, care au uitat sau nici măcar n-au știut și vor să vină și candidați. Ei nici nu știu când e ziua din naștere și vrei să fii și candidat să ieși primar. Dar unde să ieși primar? La Roman. Băi, dar tu nu știi cine e Romanul. Cum să fii primar la Roman când tu nu știi cine e Romanul? Și am marcat aici frumos, ca să se vadă și dumneavoastră v-aș ruga să focalizați. Al treilea rând de sus, zilele municipiului Roman, perioada, scrie clar negru pe alb. Da? 16-21 mai. 16-21 mai cade primăvara, n-are cum să cadă vara și toamna. Că zilele din luna mai cad întotdeauna în luna mai. Și luna mai, la noi în țară, cade totdeauna primăvara. Și statutul
care e aprobat statutul municipiului Roman din Consiliul Local. În Consiliul Local atunci s-a aflat și unul din candidații de astăzi. Stipulează foarte clar și imnul și stema și drapelul. Acum arătăm la, ca să știe toată lumea, aduc aminte. Da? Drapelul, că pui mâini, pui mâini, întreabă ce flutură pe stâlp. Și imnul aprobat prin statut hotărât de Consiliul Local în urma dezbaterii publice. Da? Imnul cu muzica. Are și muzica adoptată, prinsă. Hotărârii de Consiliu. Când au hotărât, dă și ei consolierii. Și eu atunci nu aveam majoritate. Deci au considerat că e bun pentru oraș atunci. Da? Stema aprobată. Adică despre ce povestim noi acum? Vinim să ne dăm deștepți sau să părem măcar, da, teritoriul, zona urbană, zona agricolă, intravilan, extravilan, periurbanul, tot, străzi, cartiere, tot e stabilit. Și ne întrebăm, băi frate, dar de ce municipiul Roman s-a aflat la confluența Moldovii cu Siretul? Păi să-l întrebăm pe voievod Roman Mușat întâi. Despre asta vorbim. Și aici sunt stipulate în capitole toate aceste lucruri, foarte clar. Iar data este foarte clară. În această perioadă, între 15 și 21 mai. Despre asta povestim. În fiecare an. Ăsta e statutul. Adoptat prin hotărâri din Consiliul Local. Sunt documente oficiale, în vigoare, dezbătute publice, dezbătute public și adoptate. Așa că, eu zic că problema aceasta am lămurit-o. Dacă n-au știut, ei pot să întrebi, că ei știu că le răspund și îi învăț. Dar, când nu știi, să te dai că știi, nu prea e ok. De asemenea, eu nu sunt surd la propuneri, la sesizări care sunt constructive. Și de aceea, odată cu deschiderea ștrandului și a complexului Moldova pentru acest sezon estival, am analizat și am discutat cu echipa mea din primărie, pentru că eu pot să iau unele decizii, dar întotdeauna eu lucrez în echipă. Atât cu echipa politică care se află în Consiliul Local și cu care adoptăm hotărâri, cât și cu echipa administrativă din primărie. Totdeauna am spus-o, că alții au spus că îmi aloc eu meritele. Păi, eu mi-aloc ceea ce știu că am făcut și acolo unde știu că m-am implicat. Dar am spus-o întotdeauna că cele două echipe, echipa politică și echipa administrativă, sunt cele care m-au sprijinit, iar rezultatul este al nostru împreună. Pentru că niciun om nu-i Mafalda și nu le poate face de unul singur toate. Deci împreună cu echipa, întotdeauna am spus împreună, împreună. Și n-am spus-o ca să scot în față ideea de echipă, ci am spus-o pentru că este adevărat. Și așa e corect. Și atunci e firesc să fie. Și peste tot s-a văzut că am fost împreună cu oameni din echipă, cu oameni din primărie, cu consilieri personali, cu consilieri locali, așa cum e firesc într-o administrație să se colaboreze. Dar spuneam, pentru că nu sunt surd la propuneri, la sesizări, la sugestii, în urma deschiderei complexului Moldova, am stabilit ca de anul viitor să avem o altă locație pentru zilele municipiului Roman, mai ales că e o zonă foarte generoasă și modernizată. Și în spatele scenii, acolo unde vom organiza teatru de vară și cinema de vară în complexul Moldova, avem loc destul de mare pentru a face zilele municipiului Roman. Ca să rămână ca o singură sărbătoare, Revelionul, unde este deja consacrat și obișnuit și în toate orașele se întâmplă, deși eu vă spun, în toate orașele din Europa, zilele orașului se desfășoară în centrul orașului. Am fost la Tilt în Belgia, zilele orașului în centrul orașului, blocat tot, schimbat pentru o săptămână traseile autobuzelor, a troleilor, deci modificat transportul urban, închis străzile, este o bucurie. Lumea așteaptă să-și trăiască cu bucurie zilele municipiului Roman. Dar dacă se dorește într-o altă locație, așa cum am spus, eu nu sunt surd la solicitările romașcanilor mei și chiar am propus și o astfel de variantă. Și putem într-un an să facem acolo și pe urmă împreună să decidem. Fraților, cum vă place? Cum e mai bine? Pentru că eu sunt pe post de edil, de om care să asculte propunerile oamenilor și să ia act de ele și să le pună în aplicare. Acum, dacă din 10 oameni, 7-8 vor într-un fel și 2-3 nu vor așa,
este principiul democrației. Minoritatea se supune majorității. Pentru că eu nu pot să calc în picioare voința 7-8 oameni din 10 pentru 2-3 care sunt împotrivă. Deci este firesc cu toții să ascultăm vox populi, pentru că este firesc așa vocea poporului, până la urmă vocea lui Dumnezeu, voința poporului, voința lui Dumnezeu. Prin ei își manifestă voința, divinitatea, și noi vom face în consecință. Dar eu zic că zilele din acesta n-au fost un succes. Au fost invitați din oameni din multe părți ale țării, au apreciat și curățenia, și modul de organizare a orașului, și cum arată orașul. V-ați învârtit și dumneavoastră printre ei, adică doar dacă ești legal la ochi și la urechi, n-auzi și nu vezi. Profesori universitari, personalități care au fost primite la noi, invitate aici la Roman, și care toți au afirmat că Romanul este un oraș frumos, un oraș curat, un oraș respectat în această parte de țară. Dar, așa cum vă spun, vreau să mulțumesc tuturor romașcanilor care au contribuit la buna desfășurare a zilelor municipiului Roman. Vreau să mulțumesc echipei mele administrative din primărie, care a fost trup și suflet, zi și noapte, implicați în toate acțiunile. Au fost peste 30 de acțiuni, așa cum v-am spus, iar la peste 98% dintre ele am participat. Nu în acest an, că e campanie, cum spun unii, ci în fiecare an am fost prezent. Și la Gala Excelenței în Educație, și la Gala Excelenței Romașcane, și la simpozioanele pe care le-am ținut, și la zilele municipiului Roman la spectacole și divertisment, și la ștafeta orașului, și la toate manifestările culturale, artistice și educaționale și sportive pe care le-am făcut în municipiu. Ba mai mult, fiind o inițiativă a mea în 2009, cu ocazia zilelor municipiului Roman, în spatele scenii scria primarul municipiului Roman vă urează la mulți ani și așa mai departe. În acest an, pentru campanie electorală, am dorit să nu apară nici numele primarului, nici funcția, nici numele. Și scrie primăria municipiului Roman și Consiliul Local. Adică cred că am fost destul de elegant, de discret, n-am venit, n-am urcat pe scenă la spectacole, n-am vrut, deși am fost chemat la scenă, am venit într-o seară atât, în restul nici n-am putut să ajung, am fost foarte obosit și n-am putut să ajung. Într-o seară am fost și eu prezent la spectacolul filarmonicii din Bacău, care a spus că n-a crezut că în piață, cu zilele orașului, se poate da un spectacol și oamenii să fie civilizați. N-a fluierat nimeni, n-a țipat nimeni, n-a aruncat nimeni cu nimic. Adică a fost o activitate chiar frumoasă și un spectacol destins, care iar i s-a dat și un ton plăcut. Acum, sigur că un spectacol în aer liber nu se poate ține ca într-o sală de audiție, ca într-o sală de spectacol, dar e altceva. Și aici, acum vă să vă spun o chestie și de percepții cei care nu prea au ieșit și n-au umblat pe afară. Eu am asistat la spectacol la Viena. Și la Viena se vine cu înghețată, se vine cu sticla de bere, se așează pe bordură. Nu putem să devenim noi mai catolici decât papa. N-avem cum. Noi trebuie să fim corecți, demni, să ne respectăm unii pe alții și să încercăm să fim cât mai constructivi. M-am uitat și zilele trecute, s-a schimbat ministrul la sănătate. Frate, după un sfert de oră, deja a început, ce se ascunde în spatele CV-ului? Pe cine cunoaște omul și cu cine a băut el o cafea ieri? Cred că suntem uneori cu capul. Deci chestia asta pe noi ne va rupe în două pe această țară. Dacă noi nu învățăm să fim uniți, dacă noi nu învățăm să fim oameni demni, oameni onorabili, oameni care să luptăm prin un interes, cine greșește, plătește. Dar noi vrem să-i dăm amendă omului că o trecut pe roșu când el încă se află pe bordură. Deci asta este o mare problemă pe care o avem. Dorim să ne perfectăm de la etapă la etapă. Dorim să devenim din ce în ce mai buni. Dar trebuie să înțelegem că lucrăm cu oameni și nimeni nu-i perfect. Să se uite fiecare în casă la el. Da? După ce face curat, nu mai găsește niciun colțușor unde e un fir de praf? Nu găsești nicăieri unde un mileu sau o covertură nu-i bine atinsă? Dacă credi că totul e perfect, să mă chemi pe mine, că i-arăt eu cel puțin, numai cât am intrat pe ușă, trei lucruri care nu sunt perfecte. Pentru că eu sunt un perfecționist, dar lucrăm cu oameni și ne perfecționăm de la etapă la etapă. Nu putem și nici nu vreau să transform oamenii în roboți. Trebuie să trăim și să avem suflet. Trebuie să fim plenari. Trebuie să trăim într-o comunitate, într-o mare familie, așa cum suntem. Să devenim de la etapă la etapă mai buni, dar să nu aplicăm metodologia din patul lui Procust. Adică nu așezăm oamenii
la o anumită dimensiune și le tăiam ori picioarele, ori capul ca să fie toți pe același sistem și la aceeași matrice. Trebuie să fim cu toții mai toleranți, mai buni, mai înțelegători, mai muncitori, mai oameni mai, care țin mai tare la ordine și la curățenie și lucrurile totdeauna vor începe să arate mai bine. Atunci când căutăm perfecțiunea într-un element lumesc, înseamnă că deja vrem să rupem de acolo naturalețea și firescul uman. Să gândim foarte bine acest lucru. Asta nu înseamnă că mai iau și beau sticla de bere și o arunc pe stradă sau pe spațiu verde. Nu, arde-l pe la care a făcut asta. Dacă un om o respira mai tare sau o oftat în timpul unui spectacol sau o tușit că i-a rămas ceva în gât, nu putem să-i luăm capul și să-l aruncăm de acolo. Deci lucrurile trebuie să se înțeleagă că fiecare om are o percepție, are o accepțiune și să respectăm pe fiecare așa cum este. Adică să fim uniți, dar în diversitatea fiecăruia. Și să ne tolerăm și să ne respectăm fiecare așa cum suntem, încercând fiecare să fim mai buni de la zi la zi. Așa încât zilele municipiului s-au încheiat, eu cred că au fost niște zile agreabile. De altfel, acest lucru îl spun și vizitele de pe Facebook-ul Primăriei Municipiului Roman, Primăria Municipiului Roman, unde am avut 34.820 de vizitatori, iar ca relații, ca comentarii, ca like-uri, ca share-uri care s-au făcut, 259.770 este hârtia oficială scoasă, pe care vă arăt. Într-adevăr, unde știm și noi acest lucru, cu un vârf, aici am și grafic statistic, în ziua deschiderii complexului Moldova. Da, se vede de departe, care a avut de asemenea un interes major. Și ne bucurăm pentru acest lucru și vreau să vă spun tuturor romașcanilor că ștrandul arată mai bine în acest an și complexul la fel. Și să mai răspund unui cărcotaș care a fost la, iar la o emisiune, a vrut să pară mai deștept, și a spus că iară sunt costuri, iară sunt lucrările continuă în cadrul aceluiași contract. Deci suma care a fost licitată, aceea este, ea nu este terminată de plătit. Și nici nu vom termina de plătit foarte repede, pentru că eu vreau să-mi iau și garanția acolo. Da? Deci lucrările continuă în cadrul contractului și a sumelor stabilite. Nu am updatat. Toate lucrările se vor finaliza la începutul lunii iunie în cadrul aceluiași contract și acelorași sume. Aș mi-a mai adus aminte una ca să o spun tot la fel. Tot așa un contracandidat de-a meu zice, da, au făcut și lucruri bune, zice, o să continui. De exemplu, eu dacă o să fiu primar, zice omul, eu am să continui terminarea liceului Roman Vodă Corpul B. Alo, Roman Vodă Corpul B în 15 iunie gata, îl inaugurăm. Adică despre ce vorbi, ce să mai continui? Doar să șteargă praful de pe tobă. Dar n-are tobă, că-i clădire, nu-i mașină, da. Dar ca să spunem lucrurilor pe nume, eu când aud mă bufnește râsul. Acum mă gândesc că lumea, eu știu că s-o deșteptat mult în ultima vreme și nu mai crede tot ce li se spune. Că hidrocentrala e făcută pe mediu și la puteau să facă altceva cu banii. Nu poți face altceva cu banii. Ori făceai energie regenerabilă, ori nu făceai nimic. Pentru că nu poți cu banii de pe capră să cumperi roabă. Și nici cu banii de pe roabă nu poți să cumperi bluză la femeie. N-ai cum. Deci banii ăștia sunt direcționați de la Comisia Europeană pe capitoli și pe axe. Vrei să faci hidrocentrală sau vrei să faci panou fotovoltaic, faci asta. Nu vrei, nu faci nimic din banii aia. Cauți altă sursă de finanțare. Ori noi am căutat surse de finanțare și pentru energie verde, și pentru infrastructură, și pe apă, și canal, și pe drumuri, și pe piloți de asistență socială, casa bunicilor, casa pâinii, casa copiilor și așa mai departe. Am căutat pe fiecare linie să atragem fonduri. Deci cu banii de pe hidrocentrală nu puteai face altceva, ca să terminăm cu prostiile și cu tâmpeliile. Puteai să faci doar asta. Iar pe afirmația că în altă parte s-a făcut o hidrocentrală care o costa mai puțin, e o chestie a unui părerist, a unui om care habar n-are de ceea ce înseamnă investiții și lucrare pe sistem. De ce? Pentru că, fraților, nu vă supărați, unul care și-a cumpărat Mercedes cu 100.000 de euro, Mercedesul, mașina pe care tot patru roți, putea să-și cumpere Logan, că costa numai 6.
Păi una este o lucrare pe hidrocentrală care se face la Avric sau nu știu unde s-a spus, pe râu de munte, în care apa vine pe dubulatură. La capăt se află paletele turbinei și le învârte. Neavând nevoie de construcție hidro și punem valoare energie cinetică și alta e când e vorba de râu de șes căruia îi trebuie acumulare și construiești baraj ca să adune apa, să creezi diferență de înălțime și pui în valoare energie potențială. E egal cu MGH. Deci am nevoie de H. H-ul dincolo mi-l dă râul de munte. Și mi-l aduce pe dubulatură direct la palele turbinilor. Adică comparăm Mercedes cu Logan. Despre ce vorbim? Aici avem baraj de hidrocentrală. Acolo nu ai. Ai numai tubulatură, o țeavă de un anumit diametru care duce apa direct în pale. Despre asta vorbim. Ca să nu comparăm merii cu perii. Și încă tot ar mai merge merii cu perii. Dar aici diferența e majoră. Păi numai regularizarea digului și cu barajul cât a costat. Despre asta vorbim. Mai mult decât despre acest lucru. Din cei 4 milioane de euro cât a costat investiția, Romanul a pus 2%. Zice, da, da, banii ăia nu stau din contribuții, ba da, dar orașele celelalte și țara toată care a contribuit și n-au făcut astfel de proiecte, înseamnă că n-au beneficiat, n-au știut să atragă fonduri. Despre asta povestim. Eu știu că 2% din 4 milioane înseamnă vreo 80.000 de euro. Bani care deja se rambursează în vara asta. Adică Romanul ce-o cheltuit și-o recuperat. Ce vorbim noi? Iar de acum energia pentru iluminatul public e gratuită. Și atunci nu mai trebuie să scop bani din buget pentru energie la iluminat public și cu banii aia poți să rezolvi alte probleme în oraș. Cum anul trecut am rezolvat Bogdan Dragoș, Smirodava și Bulevardul Republicii, iar anul ăsta Islazului, Primăverii, Mihai Viteazu, Bucovinei și Petru Rareș. Din bani, economii făcută de hidrocentrală. Adică dacă vorbim și vrem să părem deștepți, hai să ne documentăm, nu să vorbim aiurea, că răutatea, câteodată poți să o maschezi în spatele bunelor intenții, dar prostia n-ai cum. N-ai cum pentru că deșteptul să recunoaște și prostul să divulgă. Pentru că sunt date, cum v-am arătat cu statutul, cu hotărâri de Consiliu. Și voi veni în celelalte emisiuni să vorbim și despre celelalte probleme pe care unii le-au spus în această perioadă. I-am lăsat. Eu am zis că nici n-are sens să intru, m-am ocupat de problemele orașului, dar nu pot să lăs că prostia încolțește repede, șăpuiește. Și atunci trebuie să venim să așezăm lucrurile așa cum trebuiesc, ca să nu bată unii câmpii într-un sens sau altul. Deci de săptămâna asta m-am întors, săptămâna asta voi explica tot ce au spus alții și despre care 75% sunt bancuri și povești, iar de săptămâna viitoare voi prezenta proiectele pentru următorii 4 ani, când vom lucra împreună cu Consiliul Local, cu Romașcane, ca să continuăm acest drum frumos început pentru Roman și pentru Romașcane. De asemenea, joi, 26 mai, începând cu ora 15, vom inaugura Biblioteca George Radu Melidon. Vor fi și personalități care vor veni aici, vor fi prezente la Roman și cu această ocazie vă mânesc și dumneavoastră, partenerilor mei din presă, invitații pentru activitatea de joi, 26 mai, ora 15, da? Și dumneavoastră, cameramanii, când terminați, aveți aici invitații, vă invit. Este un eveniment pe care eu îl consider că va fi foarte frumos. Este o clădire perlă, arhitecturală. Probabil s-au făcut probele și ați văzut și noaptea, a început să vadă și cum e iluminată noaptea. Eu n-am vrut, am vrut să fie surpriză, dar trebuie făcute probe. Și eu consider că una peste alta, oricât ar critica unii sau alții, ce e frumos, rămâne frumos. Ce e corect, rămâne corect. Ce e legal, rămâne legal. Vreau să vă spun că toate lucrările s-au făcut prin licitații la Roman. Nu mulți am văzut că aruncă, că am încredințat lucrări lui X și lui Y. Eu n-am încredințat lucrări nimănui. Lucrările au fost luate doar prin licitații. Dar dacă vrem să facem pe sistem inductiv oamenii care au făcut lucrări în Roman prin licitații și cu care n-am absolut nimic, vis-a-vis de partipriul politic, îi informez că mi-au pus într-o scrisoare o întrebare cu ei am dat eu. Peste 60-70% sunt din partea stângă
patroni și administratori care au făcut lucrări în roman. Dacă vor și zic că sunt puțin cam diluat și nu sunt foarte precis, li dau cu numi și prenumi. Da? Începând de la lideri ai PSD-ului care au contracte cu Primăria Municipiului Roman. De dincolo nu. N-am care să aibă. Dar de aici pot să dau exemple. Deocamdată am spus doar atât, că eu am fost un fin și un elegant totdeauna. Dar dacă cineva vrea cu nume și prenume, dăm cu nume și prenume, ca să nu fie niciun fel de dubiu. Dar asta nu înseamnă că imput oamenilor ceva, pentru că oamenii au luat prin licitație. Deci eu sunt corect până la capăt când spun un lucru. Oamenii au luat prin licitație, nu au luat prin încredințări directe. Cam despre acestea au fost problemele pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință. Vreau să vă informez că la Colegiul Național Roman Vodă se montează șarpanta pe corpul central. S-au finalizat trotuarele pe Vasile Lupu, cam jumătate pe strada Roman Vodă, sper până la sfârșitul săptămânii să finalizăm, cam o treime pe Martir Cloșca, precum și parcarea de la sala 9 de lupte de la Clubul Atletic. Știți că am donat un teren pe hotărâre de Consiliu, l-am donat la dată în folosință gratuită Clubului Atletic și acolo s-a construit o sală frumoasă de lupte, le amenajăm și parcarea din față este gata, precum și reparații la trecerea din nivel de la CFR ieșirea dinspre nordul orașului. De asemenea, la parcarea etajată se apropie cu finalizarea acelor observații pe care eu l-am făcut la vizita de acolo și sperăm să putem inaugura și acel obiectiv pe 30 mai, când va fi gata. Și vreau să vă spun că niciunul dintre contracandidații mei care în această perioadă vor să inaugureze ceva făcut de ei, eu nu mă opun. Ba chiar mă susțin și vin alături și susțin. Deci nu mă opun dacă vor să inaugureze ceva făcut de ei. Așa, apropo, spunea cineva că păi dar Șeleu Oreanu a fost la început în 2008 când a venit. Nu la fel suntem și noi? Nu, nu suntem la fel. Leoreanu când a venit era de 11 ani director de Colegiul Național, de 4 ani consilier local și 4 ani șeful Corpului de Control a Inspectorului General al Inspectoratului Școlar de Învățământ Neamț. Implementase două proiecte, unul de 68.000 și unul de 121.000 de euro și cel mai mare proiect pe Moldova într-o instituție școlară, bază pentru alimentație publică și rețea hotelieră, de peste 1,5 milioane de euro. Ăsta era Leoreanu când a venit. Deci un om care dovedise că a condus oameni, am avut 125 de cadre didactici în subordine și 68 personal didactic și nedidactic. Deci vorbim de aproape 200 de oameni. Deci ca să vrei să conduci un municipiu, trebuie să te demonstrezi că ai condus măcar 10 oameni vreodată. I-ai condus undeva, dar nu că i-ai condus la un șpriț sau i-ai condus la o masă. Adică că i-ai condus într-o investiție, într-un proiect, într-o lucrare. Nu că te-ai dus și l-ai controlat pe X sau pe Y să vezi dacă și-o bău cafea la ora 10 sau o scos bonul de marcat bine din mașină. Nu. Adică te-ai implicat, ai creat, ai făcut, ai finalizat, ai demonstrat. Despre asta vorbim. Deci nu ne comparăm. Nu ne putem compara. Iar erau în spate 4 ani de consilier local, care îmi dăduse un atribut în administrație. Și de asemenea, ca șef a Corpului de Control a Inspectorului General, care verificase unități școlare, profesori, învățători, educatoare pe linie de învățământ. Adică era o activitate desfășurată în spate în care demonstrasem deja ceva. Că nu mă alegea lumea oricum, dacă eram un pițifernic așa venit de pe malul șanțului, dintr-un birou din undeva, creat peste noapte. Nu! Deci eu venisem un om care dovedisem în comunitate în cei 11 ani de manager educațional, membru în Corpul Național a Experților, formator național în sistemul educațional, consilier local și șeful Corpului de Control pe linie de învățământ. Adică aveam în spate anumite elemente care mă recomandau pentru a fi manager. Nu crescusem peste noapte și m-am gândit eu să ajung primar și oamenii m-au ales așa cu flori la pălărie. Nu. De asta vreau să stabilim lucrurile ca să nu fie povești și minciuni. Cu precizarea. Nu sunt un om perfect. Sunt un om. Dar smânat de bune interese, am suflet și minte în mine. Și le pun la lucru pentru roman și pentru romașcanii mei. Asta să fie foarte clar. Cine mă contrazice, rămâne ca argumentele lui să se bată cu argumentele mele. Da, de asemenea vreau să vă mai... vă spun, săptămâna asta vom definitiva amenajarea exterioară la bibliotecă, se apucă și de sistematizarea verticală pe tineretului în fața la Colegiul Național Roman Vodă Corpul B.
vor fi amenajate alveolii de la parcare etajată, balastarii în parcarea de la Casa Căsătoriilor, chiar dacă nu-i terenul nostru, nu-mi place cum arată, și am zis măcar un sor și o nivelare să fie între Casa Căsătoriei și blocul de pe Tineretului, să avem măcar un minim de amenajare. Continuu montaj bănci și coșuri la asociațiile de proprietari, marcaje rutiere la parcările din Alea Liliacului și pe strada Primăverii tot în această săptămână, montaj jardinierii în pietonal, asfaltare trotuar în Ion Creangă. Vreau să vă spun că am depășit prima 100 de clienți la strand, deși a fost fric și apa rece, iar foișoarele au fost pline și sâmbătă și duminică. Deci lumea are nevoie să iese, să iasă, să comunice, plin în piață, plin în strand, plin în complex. Deci, vedeți, oamenii dincolo de lucrurile materiale au și nevoie și de lucruri spirituale, de suflet. Trebuie să-i tratez și nu poți să spui, a, uite, au făcut acum, nu era pus acum, le-au adus în campanie. Nu, uite, demonstrații, documente oficiale, nu vorbe. A șaptea ediție, toate șapte, în aceeași perioadă a anului, în aceeași locație. Deci despre asta vorbim. Ca să nu fie dubii. Să eliminăm orice dubiu. V-am anunțat joi, v-am dat și invitațiile și vă aștept cu drag. S-a finalizat, de asemenea, la vista pe care am făcut-o în Bălcescu, s-a finalizat un teren din lângă școală, curățat și s-au cărat și gunoiul de acolo tot, de lângă școala Carol I din cartierul Nicolae Bălcescu. S-au finalizat montarea de gaigerii pe strada Progresului. De azi se configurează strada Mierlei. Chiar apropo, dacă aveți curiozitatea să-i mai întrebați pe câte unul ăștia care candidează pe unii strada Mierlei, a Zebrei, poate să gândesc că sunt în Tanzania, că acolo este Parcul Național și Kenya, Parcul Național din Africa, unde aceste animale trăiesc libere. Nici eu nu știu de ce s-au pus până la urmă numele astea la noi în zonă cu strada Zebrei, dar măcar așa am prins-o. Dar știu unii și am fost pe ea. Apa Servului intervine pe rețeaua de apă la intersecția Mărului cu Tinosului și pe Fănel Ciupitul numărul 2 la umbrașament, la canal pe Aleea Revoluției, blocurile 15-17 ridicat în căminile în cotă, pe Mihai Viteazul intersecție cu Bulevardul Roman Mușat reparat cămine, de asemenea pe Nicolae Bălcescu cu Voma de la canalizare se va intra pentru desfundarea rețelei. De astăzi începe asfaltarea străzii Mihai Viteazul, Bulevardului Mihai Viteazul. Și cam acestea ar fi în mare problemele pe care am dorit să vi le spun. De asemenea, sunt foarte mândru și vreau să vă arăt medalia primită de finalist a echipei de handbal HCM Roman, un rezultat de prestigiu, consider eu. O echipă de aici, din centrul Moldovei, care are bugetul cu mult sub media bugetelor tuturor echipelor din Liga Națională. Și o echipă care prin suflet, prin dăruire, prin implicare, a ajuns în finală. Și cu cine au jucat finala? Cu câștigătoarea Cupii Campionilor Europeni. Pentru prima dată în istoria handbalului feminin, am câștigat Cupa Campionilor Europeni. Iar Romanu a jucat această finală cu câștigătoarea Cupei, fiind finalistă și fiind calificată pentru a treia oară la rând în Cupile Europene. Felicit fetele, felicit staful tehnic, felicit staful administrativ al acestei echipe, care este o bucurie și o cinste pentru orașul nostru. Și iată cum rezultate. Romanul trebuie popularizat prin activități culturale, artistice, sportive. De foarte multe ori s-a spus că sportul și cultura sunt cei mai buni ambasadori ai noștri. Și de foarte multe ori oameni politici vin și participă și se lipesc de aceste activități ca imagine. Iar pe urmă, când nu le convine, începe să le critice. Cum au fost cu zilele orașului. Le-au criticat că le-am pus în perioada asta și nu a fost bine, dar s-au bucurat și au venit aici și au împărțit fluturași pe la oameni. Pe dacă nu-ți place, nu te duci acolo. Dar au împărțit fluturași, ca să vedem până unii duce ipocrizia. Sau iese un candidat de această dată, un om de pe lista de consilieri și critică microhidrocentrala. Dacă n-am inaugurat hidrocentrala, o veni lângă mine și era la tăietul pe anglici și spunea, ce realizare frumoasă pentru Roman. Bă, frate, când ai fost om și când ești pom? Adică, despre asta vorbim. Când îți fată vaca, îți crește inima. Cum îți moare vițelul, pui doliu la poartă. Hai să fim totuși corecți și să nu lovim în valorile adevărate ale Romanului. Că nu lovesc în Leoreanu. Leoreanu mai candidează o dată și atât.
Dar ce s-a făcut va dănui în viac. Vor fi lucruri care vor rămâne, indiferent că le place unora sau altora, vor rămâne aici. Și de sus, de la Humor până la Roma, nimeni nu mai a avut curaj să facă o hidrocentrală. Și până la urmă e o realizare a orașului și a comunității acestea frumoase. Hai să nu stropim în niște simboluri pe care le avem. Hai să ne promovăm orașul, hai să ne cinstim, hai să avem demnitate. Mai sunt 10 zile și trece campania. Să-i vedeți cum vin pe urmă la mine. Știți, așa au fost în campanie, o trebuie să mai zicem și noi. Băi, eu vă înțeleg că o trebuie să ziceți, dar uite, eu acum nu vreau să zic. Înțelegi? Adică am dreptul și eu pe urmă să-mi rezerv cu cine discut, pentru că, nu mă tem, dar eu dacă ți explic o chestie și dai din cap că ai înțeles și pe urmă ieși și spui că e invers. Adică mi-e frică de lucrurile astea să nu înțelegi lucrurile greșit. Și nu-i mai bine să ne respectăm de la distanță? Mai sunt 10 zile și trec. Vă spun eu, vă povestesc pe urmă. Multe lucruri am să scriu o carte. Am să scriu o carte cum a fost în campanie și după campanie. Și cum în campanie ce se întâmpla și pe urmă ce frumos se venea și să spunea, ei, îmi pare rău, am greșit așa în campanie, vă rugăm frumos, noi am vrea să colaborăm. Bă, eu iert că nu pot să merg cu dușmănie și cu ură, iert, dar încercați să voi să fiți mai corect și mai demn, că e un Dumnezeu sus marele judecător și care analizează și le vede pe toate. Eu îi invit pe toți și la inaugurarea bibliotecii și la inaugurarea, e un rezultat a orașului, că sub mandatul meu, asta într-adevăr, am avut și mintea, și voința, și dăruința ca să fac aceste lucruri. Iar despre că se fură banii și cum se duc, sunt organe ale statului care le verifică. Stați liniștiți, nu aveți impresia că n-am fost verificat și nu sunt verificat. Cine crede că eu n-am fost verificat, se înșeală. Lucrurile au fost verificate. Iar dacă erau găsite de lapidări, furăciuni sau dezastre, nu mă ierta nimeni. Nimeni nu mă ierta. Dar am căutat totdeauna, am spus, nu sunt perfect, nu sunt de la A la Z, din cap până în picioare, perfecțiune. Nu sunt un om și eu. Pot și eu greși, am puterea să recunosc. Caut să mă perfecționez întotdeauna. Caut să colaborez cu echipa mea și întotdeauna tot ce am obținut este rezultatul echipelor politice și administrative cu care am lucrat. Sigur, cel mai mult echipa administrativă, că cu ea sunt zi de zi, cu ea mă sfătuiesc, cu ea iau decizii, cu ei. Deci oamenii pot să vă spună, de ce nu-i întrebați fără să vă dea nume? Bă, vine Leoreanu și îi impune sau vă ceri părerea, sfătuiește și la urmă ia decizia care e asumată de toată lumea? Să se afle adevărul, că doar ăsta e interesul, să afle adevărul. Pentru adevăr vom munci și vom face tot ce este posibil până la capăt. Doamne ajută și o zi bună. Dacă aveți vreo întrebare, vă stau la dispoziție. O singură întrebare. Am legat de această strategie cu privire la energie pe care ați adoptat-o și pe care ați primit și scrisoarea pentru care sunteți primul oraș din România, da. Ce urmează după acest lucru? Acest paiet este piesă de bază și dă punctaje în proiectele ulterioare pe care noi le facem. Deci spune foarte clar. De exemplu, vrei să faci lumina public inteligent în oraș, da? Vrei să faci un parc fotovoltaic, să te legi la energie, la rețea națională. Nu mai poți să faci aceste proiecte fără să ai paiedul. Este documentul de bază în constituirea unui oricărui proiect pe linie de energie. Și în această scrisoare se și spune, principalele măsuri pe care orașul deja și le-a asumat și le va lua în perioada următoare sunt reabilitarea termică a clădirilor municipale, a clădirilor rezidențiale, îmbunătățirea eficienței iluminatului public, producție locală de electricitate și utilizarea surselor regenerabile de energie prin înființarea unui parc fotovoltaic, planificare urbană și campanii de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la utilizarea durabilă a energiei electrice. Inclusiv pasul următor vom trece măcar la instituțiile publice, la înlocuitul lămpilor incandescente cu lămpi cu consum redus și cu emisii reduse privind încălzire globală. Deci acesta este cum ar fi cartea de căpătâi pentru a putea să treci la nivelul următor. Vă rog. Spatele Casei de Cultură se spală în acest moment. Acum s-a venit o sugestie de la cetățenii. Am putea plasa cumva camere video care să descurajeze
astfel de gesturi în spatele casei de cultură, e o poveste de ani de zile. Da. Poate dacă se gândesc că sunt surprinși pe camerele video, nu se... Eu am să mă gândesc prima dată să montez două reflectoare mari care să bată, să lumineze. Să văd dacă mai au curajul să se ducă acolo să își scoată instrumentele să cânte pe acolo. Da, e o idee foarte bună și o să mă preocup de ea. Notează cu astea asta și să vorbești un pic cu domnul Munteanu și... Da. Da. Deci cele două, numai un pic ca să notezi, da? Tosca și din Trisei și UPS, astea două, dar a vorbit acum domnul Vasile Munteanu, domnul Bojescu, ia legătura, Rosalu, să ducă să-și spele. Da, pe dar și strada aici, am spălat-o cu detergent, dacă ați văzut. Da. CFR-ul. Suntem cu ei în conflict, avem documente făcute, avem și proiect făcut. Adevărul e la jumătate. O jumătate de adevăr este că ei dețin o parte din liniile de cale ferată, iar cealaltă parte sunt deținute de privați. Eu i-am adunat și pe unii și pe alții. Avem și un proiect acolo. Am stabilit ca fiecare să vină cu o cotă de contribuție. Au spus că n-au un interes major în acest moment. Vom continua această campanie cu ei, dar după cum ați văzut, noi în strategie am pus construirea unei pasarele cu care să traversăm, indiferent dacă se face sau nu, va trebui, pentru că este E85, este trafic, exact cum e la Buzău. Și trebuie asigurată o pasarelă, mai ales că drumul este drept și permite, avem de unde până unde, avem și o schiță de prefezabilitate acolo. Și vom încerca și acest lucru. Dar voi continua și cu ei demersul, este foarte greu de lucrat cu agențiile naționale și cu regiile naționale. Parcă stat în stat, a fost cineva acum acolo, pentru un aviz, și o zis că se intră mai greu decât la Ministerul Apărării, la CFR, la Iași. Dar așteptăm lucrurile să se liniștească și voi încerca să iau legătura direct prin Ministerul Transporturilor. Cu plăcere. Nu? Vă mulțumesc frumos, vă urez o zi bună, sănătate, bucurie și numai bine la toată lumea.